Spun următorul lucru, stimați tineri, în mod deosebit voi, pentru că voi aveți multă energie și problema legată de sexism și erotism se manifestă prin energie. Cu cât ai energie mai mare, cu atât ispita aceasta este mai mare. Cu cât ești mai obosit, cu atât ispita aceasta este mai adormită, așa, mai leșinată un pic. Ei, de aceea să te energizezi la maxim și mai ales să te și stimulezi uitându-te la prostii, este imposibil să nu reacționezi tot printr-o metodă păcătoasă. Ei, lumea încearcă să stimuleze, să energizeze și să te împingă. După aceea singur vei accepta metoda de a te scătușa de presiunea care te face să-ți pierzi mințile. Lumea e un sistem, este o învățătură, e un cadru în care ești împins, un context în care ești împins și în contextul acela îți vei pierde sufletul. Nu te duce în lume. Biblia spune că cine e prieten cu lumea este dușmanul lui Dumnezeu. O comparație de-a dreptul teribilă. E imposibil să fii prieten cu cineva care, cu două persoane care încearcă în conflict, în adversitate. Că dacă vei fi prieten cu ăsta, celălalt se va supăra pe tine. Și invers. Ne trebuie numai bani, numai lucruri materiale, numai distracții, numai vacanțe. Nu-ți rele, aceste lucruri sunt necesare. Nu putem trăi fără bani. Nu putem trăi fără un pic de odihnă. Nu putem trăi fără un pic de distracție sănătoasă, înțeleaptă, echilibrată. Dar fraților, să-L subordonăm pe Dumnezeu banilor. Să-L subordonăm pe Dumnezeu distracțiilor, de care nu mai ne săturăm. Ascultați-mă, asta demonstrează că ne-am desprins din trup. Nu mai primim îndemnul lui, nu mai avem rușine pentru absența lui Dumnezeu din noi. Cea mai urâtă stare a unei ființe să-și piardă rușinea. Uitați-vă la un copil, dacă își pierde rușinea față de tatăl lui, relația aia este frântă. Cât de rău îi stă unui copil să nu mai aibă rușine de mama lui care l-a purtat în pântece și de tatăl lui care a muncit cel puțin 20 de ani să-l facă mare. Și el nu ascultă, îi disprețuiește, ironizează. Tot la fel pentru un credincios care își pierde rușinea față de Dumnezeu și nu se mai simte mustrat în timp ce merge în locuri greșite, face lucruri greșite, spune vorbe greșite, are priorități greșite, deși îl mângâie gândul că s-a botezat odată. Pentru cine s-a botezat? Pentru un Hristos care l-a părăsit de mult? Aceasta e Ioan capitolul 15. Lumea nu ne va urî dacă suntem ca ea. Lumea ne iubește dacă suntem ca ea. Lumea ne urăște când suntem diferiți și diferența asta îi confruntă. Am făcut parte, după ce m-am convertit, dintr-o echipă de oameni cu care am lucrat aproximativ 7 ani înainte și după ce m-am convertit și a trecut puțin timp, ori de câte ori mergeam și ajungeam în mijlocul unui grup din echipa aceea, îmi spuneau, hai să schimbăm subiectul, că a venit ăsta care s-a pocăit. Pur și simplu, nu se mai simțeau confortabil, pe lângă faptul că mă ironizau, nu se mai simțeau confortabil să mai discute despre același lucru, că dintr-o dată eu eram împotriva la ce spuneau ei, iar ei erau împotriva la faptul că am venit acolo. Ajunsesem nesuferit pentru ei. E o formă de ură a lumii. Dacă lumea nu te urăște, nu te supăra că-ți spun, ești aproape ca ea. Dacă ai prieteni care consumă droguri, alcool și țigări și nu le e rușine de tine și tu încă mai stai în prezența lor, uite-te drept la mine dacă poți. Crede-mă că nu mai ai nicio legătură cu Iisus Hristos. Ce cauți acolo? Înțeleg să faci din oamenii ăștia niște persoane cărora le predici Evanghelia o jumătate de oră și la urmă te duci și te rogi, dar nu să-ți petrești timpul liber cu astfel de oameni. Ăsta este un anturaj pentru tine, un om credincios? Asta este lume, ideologic, ca și învățătură. Stăm și râdem la bancurile lumii, la glumele lor proaste, toate pline de sexism și de erotism. Nu există o glume a lumii fără păcatul ăsta pe care să-l conțină. Toate bancurile bat apropo la soție, la soț, la fiică ta, la soacră ta, la toate. Oameni buni, noi nu suntem din lume. Noi trebuie să avem altă perspectivă, noi trebuie să avem alt stil de viață, noi trebuie să avem alt vocabular, noi trebuie să râdem pentru alte lucruri. Astea nu sunt lucruri de râs pentru noi. Mama care mi-a dat mie viață,
Din punct de vedere moral, n-a fost deosebită, dar e ființa prin care am venit în lumea asta. S-a chinuit 9 luni cu mine în pântecele ei. Calitatea ei morală nu o judec eu. Nu-mi calific părinții în funcție dacă îmi dă sau nu bani, dacă mă lasă să mă întorc la 3 dimineața acasă sau nu. Îmi calific părinții pentru că a fost perechea care s-a îngrijit de... I started my trip looking for something epic. De mine când eram baby și aveam nevoie de cineva să se îngrijească de mine. Pe o babysitteră o plătești, pe maică ta cu ce ai plătit-o? Cu ironie, cu indiferență, cu absența unei flori, a unui telefon, a unui sărut mâna mamii? Cultura asta ne-a făcut așa de diferiți față de ce vrea Dumnezeu să fim. Știți ce înseamnă cultură? Cosmos, lume, lume, lume. Oamenii lui Dumnezeu, Hristos vine și ne spune prin Ioan, lumea mă urăște. Și noi suntem prieteni cu dușmanii lui Dumnezeu. Cine l-a răstignit pe Hristos? Lumea. Și noi zâmbim împreună cu ei. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vorbesc aici de socializare, de vecinătate, de prietenie, de rudenii. Nu, frații mei. Vorbesc de relații intenționale, personale, pe care noi le cultivăm cu niște oameni care fac parte din lume. Vă întreb, cam ce scop avem? Ce asemănare este între lumină și întuneric? Nu e nicio asemănare. Dar de ce facem asta? Ce am vrut să spun cu gândurile astea este faptul că Iisus ne-a luat din lume, dar ne-a lăsat în lume ca să predicăm Evanghelia. Noi nu suntem ca lumea, dar trăim încă sub același cer. Însă nu suntem din lume. Suntem în lume, dar nu din lume. Suntem urâți de lume, trimiși în lume, dar înaintea lumii. Lucrurile acestea vorbesc despre activitatea noastră în lume și despre mântuirea noastră în afara lumii. Ca și mântuiți, noi trebuie să stăm separați de lume. Ca și activitate evanghelistică, noi trebuie să mergem la componenți nemântuiți să le vorbim de Hristos. Întreba fratele Dorin și îmi permit și eu să întreb, dar nu cu scop de superioritate, ci doar cu scop de trezirea conștiinței. Fraților, în 2017 s-a mântuit un om din cauza mea sau a dumitale? Eu vă întreb, cum suferă un creștin născut din nou mustrarea Duhului să nu aducă într-un an de zile pe nimeni la Hristos? Unde e Duhul Sfânt din noi? Cu ce se ocupă? Unde e cuvântul din noi? Cam ce rol are El în noi? Dacă noi n-avem rod cum n-au oamenii din lume, atunci de ce suntem diferiți de lume? Cum ne justificăm noi diferența de lume când nu producem nimic pentru împărăția lui Dumnezeu? Fraților, e generația noastră, alții nu sunt buni sau răi, noi suntem aici, atât. Pavel a murit, Petru s-a dus la cele veșnice, Billy Graham a plecat. Oamenii ai lui Dumnezeu, în generația noastră s-a stricat lumea rău și noi nu ne jenăm de acest insucces al creștinismului contemporan. S-au dat legi stupide, nedrepte, care l-au ofensat pe Dumnezeu. În generația noastră, unde am fost? Cu ce ne-am ocupat? De ce n-am vegheat, de ce n-am influențat lumea mai mult înspre Hristos și de ce dușmanii lui Hristos au influențat lumea înspre diavolul, o lume condusă de LGBT? Gândiți-vă la lucrurile astea, Biserica Domnului. În afară de biserică, Dumnezeu nu are nimic pe pământ decât mai mult de șapte miliarde de potențiali copii ai lui Dumnezeu sau de potențial oameni care vor merge în iad. Acesta este adevărul și acest adevăr trebuie să-l punem în suflet. Dacă eu o iubesc pe Carmen ca soția mea, dacă dumneata îți iubești soția dumitale, nu-ți pasă de ea? Ba da. Nu-ți găsești plăcerea în a-i oferi un lucru care să o bucure, o atenție care să-i transmită mesajul că o iubești, că ții la ea? Ce putem face noi pentru Dumnezeu decât să continuăm ceea ce a început Iisus?
decât ceea ce a continuat Pavel, Petru și Billy Graham, ce putem să facem pentru Dumnezeu? Cine va merge în lume să smulgă pe oamenii din care și eu am fost mulți într-o zi, dacă nu vom merge noi? Atât de mult ne-am obișnuit să nu mergem, încât nici nu ne mai simțim vinovați că nu mergem. Ba dimpotrivă, ni se pare normal. Am pregătit o predică pe care probabil, dacă voi fi în viață și sănătos și nu voi avea alt îndemn, o să spun duminica viitoare, seara, pe care am intitulat-o Dumnezeu ne-a dat misiunea să evangelizăm lumea, dar Satana a dat lumii misiunea să secularizeze biserica. Și predica se numește Evangelizarea lumii sau secularizarea bisericii. Uitați-vă un pic în lumea în care trăiți. Uitați-vă prin biserici în timp ce le vizitați. Și n-o să vă fie greu să găsiți semne ale secularizării. Semne ale secularizării. Cineva care îl iubește pe Dumnezeu suferă din cauza asta. Pentru că Dumnezeul nostru este dezonorat și împărăția Lui este inferiorizată. Dacă dumneavoastră mi-ați umilit soția aici, eu m-aș simți umilit și aș lua apărarea, pentru că țin la ea. Cum să nu fac nimic pentru Dumnezeul meu și pentru împărăția Lui, în timp ce în prezența mea miliarde de oameni îl blesteamă pe Dumnezeu prin viața sau vorbele lor? Vă chem în această zi pe toți cei care sunteți aici să vă gândiți dacă cel puțin câteva cuvinte dintre toate pe care eu le-am spus din toată inima nu cumva ar trebui să vă ceară un minut sau două acum la sfârșitul slujbei, în care să ne rugăm și să ne întrebăm: eu numai atâta pot să fac pentru Dumnezeu cât am făcut până acum? El a murit pentru mine. Nu i-a mai rămas nimic, a murit de tot. A murit violent. A murit pentru mine. N-aș mai putea să fac nimic față de ce am făcut până acum? Ai putea să faci mai mult pentru Dumnezeu? De ce nu faci? Ți se termină viața la noapte. De ce îți permiți să stai așa? De ce îți permiți să te complaci într-o lume care l-a ucis pe Domnul nostru și care este dușmanul Dumnezeului nostru? O lume care ne fură copiii. Închei spunându-vă asta, știți câți oameni dintre noi, și nu doar dintre noi, că noi suntem o mână de oameni aici, câteva sute, la Biserica Betania, frații noștri pe tot globul pământesc, își plâng copiii care pentru o vreme le-au fost furați de lume? Un băiat, o fată, orice drogat, are o mamă care l-a crescut, nu pentru a fi un drogat. Oricine care și-a pierdut fecioria și onoarea, are o mamă care l-a crescut pentru altceva. Uitați-vă la mamele acestea, uitați-vă cum îl țin în brațe, l-a scos din pântece și îl ține în brațe 20 de ani, impropriu că îl ține la fizic în brațe 20 de ani, dar se chinuie cu el 20 de ani și vine lumea și îl ia crescut gata și îl transformă într-un vagabond, într-un derbedeu și într-o victimă. Lumea asta, dumneavoastră, vă permite să o iubiți și să cochetați cu ea? Oamenii lui Dumnezeu, vocația noastră este alta. Misiunea noastră este alta, să evangelizăm lumea, nu să ne complacem în ea. Aceasta este ceea ce ar trebui să facem cu zilele care ne-a mai rămas. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.